A fost protecția consumatorilor azi prin gară și au oprit cam toate prăvăliile care dădeau mâncare. Toate s-au apucat de făcut curățenie, probabil nu era în regulă. Și cele mai bengoase și cele mai pentru oameni simpli. McDonald's nu l-au oprit, dar polen ce mai era pe aici s-a apucat de făcut curat. Trenul care vine din Bulgaria întârzie 120 de minute. 2 ore. Un fleac pentru CFR, nu? În schimb, gara de nord are grijă să ne bage reclame. Peste tot, fiecare stâlpe cu reclame. Fornete nu e închis. Springtime era închis oricum de 5 luni, că e centru de refugiați aici. Se dă mâncare bescăștovnă pentru refugiați, nu știu cât timp o să se mai dea, că ieri nu mai era pâine. Hârtii igienic am cumpărat eu, că n-avea cine. Iată, polenul cu gogoș e închis. Au pus hârtii să nu se adune praful și fac curat. La Subway n-au închis. La cuptorul cu lemne, pizzerie, au închis. La chioscul ăsta am închis. Aceeași inscripție NPC. Temporar oprit. Văd că v-au închis, văd, da. Pe toți i-au închis, nu? Cartofiseria funcționează, înseamnă că era bine. Poți să mănânci cartofi prăjiți. La KFC e bine. Să vedem restaurantul cel care mă păcălea. În primăvară afară afișa un preț și în interior avea altul. Dacă funcționează. Daruri pentru pelerini, ce în magazin bengos nu intră nimeni niciodată. Ăsta nu e închis. E bine. Cam asta e situația la gara de nord.